Un incendiu izbucnit vineri dimineață la o locuință din satul Stamate a curmat viața unei bătrâne de 81 de ani. Flăcările au fost observate târziu de către vecini, când deja au cuprins acoperișul și se manifestau violent în interiorul casei. Oamenii au sunat la 112 și au chemat echipele de intervenție, însă nimeni nu s-a încumetat să intre în interior și să o salveze pe bătrâna care locuia singură. Militarii detașamentului de pompieri Suceava, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Fântânele, au intervenit cu 3 autospeciale și o ambulanță SMURT pentru localizarea și lichidarea incendiului, însă la sosirea echipajelor ardea generalizat casa de locuit, cu pericol de propagare la construcțiile învecinate. Din nefericire, după localizarea flăcărilor, pompierii militari au găsit în interiorul locuinței trupul carbonizat al proprietarei în vârstă de 81 de ani. Bătrâna locuia singură după ce bărbatul ei s-a stins în urmă cu 2 luni. Ea suferise de curând o pareză pe partea stângă și fusese internată în spital, de unde se externase în timpul zilei de joi, când s-a întors acasă. În urma flăcărilor au ars casa de locuit pe o suprafață de 50 de metri pătrați, obiecte de mobilier și alte obiecte de uz casnic. Potrivit ISU Bucovina Suceava, flăcările au izbucnit cel mai probabil din cauza jarului căzut din soba cu acumulare de căldură. Pompierii au reușit să salveze anexele gospodărești și o altă casă de locuit din aceeași gospodărie.